Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit într-o nouă săptămână de ianuarie în care avem de trăit intens și avem de trăit mult, pentru că această săptămână vine cu niște provocări, dar nu vine cu niște provocări care să nu ne aducă o creștere în viețile noastre. Important este însă cum ne raportăm la ele. Și pentru aceasta vă spun bună seara și bine v-am regăsit. Bună seara și bine v-am regăsit la o întâlnire care este foarte interesantă, așa, pentru că eu consider că inclusiv și vremea de afară are un impact destul de mare legat de această luptă între a lăsa în urmă ceva vechi și a merge către ceva nou. Și cum practic suntem în ultima săptămână plină de Capricorn, pentru că din 19 ianuarie soarele se va muta în semnul vărsătorului, în care deja există o populare destul de mare și va exista o populare și mai mare în perioada imediat următoare. Este așa ca atunci când se schimbă anotimpurile și există lupta între cele două direcții pe care încercăm să le separăm. Și cumva parcă nici această zodia Capricornului, care ia de felul ei este umedă și rece, după cum vedeți, săptămâna aceasta nici nu prea se anunță a fi vremea într-un alt mod decât așa cum o vedeți. Deci, bună seara, bine v-am regăsit, sper că sunteți cu toții bine și așa veți și rămâne în perioada imediat următoare, că până la urmă ideea asta de a avea o viață frumoasă ține și de alegerile personale și de modul cum ne raportăm la resursele acestea ale corpului, care într-un fel sau altul ne-au fost destul de testate pe anul 2020 și nu numai pe anul 2020, în ultimii 3 ani, pentru că acest Capricorn cumva vine să ne conecteze cu tot ceea ce înseamnă energia aceasta de pământ, și energia materială pe care noi o avem la dispoziție în această viață este corpul nostru, care într-un fel sau altul ne duce pe toată durata acestei existențe, funcție de cât de mult îl venerăm, îi onorăm resursele, mai bine sau mai puțin bine, funcție, așa cum am zis, de cât de multă putere de discernământ avem asupra modului cum gestionăm energia pe care o avem fiecare dintre noi, într-o anume măsură și pe care o primim la naștere. Așa cum v-am obișnuit, în această săptămână analizăm previziunile generale, care sunt foarte interesante pentru această săptămână, pentru că, așa cum v-am zis, este o săptămână foarte dinamică, cu multe evenimente, care evenimente vin să genereze niște evenimente în planul social și în planul personal, unele dintre ele care se vor derula pe o perioadă destul de lungă de timp de acum înainte. După care vom vedea tranzitul lunii prin semne pentru aceste 7 zile pe care noi le analizăm în această seară, tocmai pentru a folosi poziția acesteia lunii și cumva pentru a înțelege că faptul că o integrăm în viața noastră nu avem decât de câștigat, după care vom merge și fa vom face analiza tuturor celor 12 semne, pornind încă o dată cu semnul Capricornului, în care, așa cum am spus, încă ne aflăm. Acestea fiind spuse, haideți să ne apucăm de treabă, pentru că, așa cum v-am zis, este iarăși o săptămână cu multe evenimente în care avem multe de analizat. Îmi place foarte mult acest debut de săptămână, pentru că această zi de 11 ianuarie, pe care v-am prezentat-o și săptămâna trecută, aduce o conjuncție foarte interesantă între Mercur și Jupiter, la 5 grade vărsător, o conjuncție care ne invită să recepționăm idei noi, să începem să ni se deschidă noi orizonturi în viața personală, profesională, și să fim curajoși de a aborda viața într-un mod pe care până acum nu l-am, cum să zic eu, nu l-am abordat. Să abordăm teritorii necunoscute, cărări nebătătorite. Dacă ar fi să caracterizez exact această săptămână în câteva cuvinte, aș spune așa, că este o săptămână în care suntem invitați la răbdare, la a fi liniștiți, deci niciun caz ideea de panică sau de neliniște, pe care de altfel este leitmotivul acestei săptămâni, și cumva de a găsi resursele necesare de a fi curajoși. Pentru că vor câștiga cei care vor avea curaj, așa cum am spus, să exploreze orizonturi noi. Și această zi, cu zilele imediat următoare, care încă acest aspect se perpetuează, poate să aducă o schimbare de direcție pe diverse planuri și pe diverse situații din viața noastră, tocmai datorită unor informații apărute. Important este ca aceste informații apărute să le auzim,
să le recepționăm, să le înțelegem și chiar dacă direcția pe care cumva ne angajăm să mergem de acum înainte, v-am zis, atât pe plan personal, pe plan profesional, chiar și din modul de a aborda, eu știu, acest concept general de sănătate, nu știm exact încotro merge, este foarte important să continuăm să mergem pe această direcție, pentru că rezultatele vor apărea. Niciodată când pornim un drum lung, nu știm exact unde ne poate duce, iar în această perioadă de timp este de explorat acest necunoscut, pentru că într-un fel sau altul va produce niște rezultate care ne vor surprinde prin abundența și cât de favorabile ne vor fi la momentul când aceste rezultate vor începe să apară. Și cumva această zi v-am spus să fiți foarte atenți la ce ați discutat, la ce ați aflat, chiar dacă sunt total neobișnuite și nu se încadrează în șablonul cu care sunteți obișnuiți, abordați-le într-un mod curios, într-un mod curios și curajos, pentru că vă vor fi benefice. Ca un făcut, ziua de 12 ianuarie vine cu un aspect foarte tensionat între Mercur și Uranus, pe axa vărsător Taur, la 6 grade. Imediat după această conjuncție benefică vine acest aspect tensionat, care în primul și în primul rând aduce foarte multă tensiune nervoasă. Deci foarte multă irascibilitate, foarte multe situații de criză. Sunt previzibile schimbări bruște ale unor situații care se află cumva într-o anumită derulare. Este o zi în care mai mult ca sigur vom avea tot felul de acele breaking news, știri senzaționale. Este de știut că acest aspect predispune destul de mult la tot felul de încurcături și probleme, inclusiv accidente legate de tot ce înseamnă acest domeniu al transportului, mai ales aerian. Deci o zi în care e bine să fiți îngăduitori inclusiv cu aparatura electronică și cu tot ce înseamnă zona aceasta de internet, pentru că e foarte posibil să vă confruntați cu destul de multe probleme și cu o mai puțină funcționalitate normală cu care sunteți obișnuiți. Acest aspect în planul meteo aduce vânturi foarte puternice și aduce cumva și furtuni destul de serioase. Și nu numai acest aspect, tot ceea ce se întâmplă, așa cum am zis, pe durata acestor 7 zile pe care noi le analizăm, este posibil ca acest concept de furtună și de vânt foarte puternic să ne însoțească pe durata acestor 7 zile, nu neapărat permanent și nu neapărat în același loc, dar cumva în anumite zone de pe glob se vor risca aceste furtuni cu intensificări ale vântului foarte puternice. Săptămâna este marcată în principal de acest fenomen de lună nouă care se produce pe 13 ianuarie la ora 7 dimineața ora României, la 23 de grade Capricorn, o lună nouă deosebit de intensă, în acest semn al Capricornului care într-un fel sau altul ne invită să aruncăm o privire de ansamblu asupra evoluției noastre din ultimul an. Să înțelegem cât de mult ne-am maturizat, pentru că această lună nouă are cumva destul de multă legătură cu ce s-a întâmplat în prima parte, chiar în ianuarie 2020, și cumva acolo e foarte posibil să fi apărut pentru noi toți anumite situații care nu au fost neapărat foarte ușor de gestionat, chiar dacă la momentul respectiv se constituiau cumva în niște oportunități. Ele au venit cu un preț destul de mare în viețile noastre. Și atunci, această lună nouă, care înseamnă începuturi, evident că aceste începuturi presupun închiderea unor alte uși care să deschidă altele noi. Și este, așa cum am zis, o lună nouă foarte intensă. Primul lucru pe care îl aduce este o tendință destul de multă a multora dintre noi de a munci în exces și de a munci cu deosebită, dăruire pentru realizarea unui anume obiectiv într-o formă cumva pe care noi o știm și o cunoaștem, pe un rezultat cumva destul de previzibil, și acest lucru nu este neapărat un lucru foarte bun. Deci poate crea destul de multe frustrări și destul de multe situații tensionate, care cu siguranță nu vor aduce rezultatele și bucuriile dorite. În schimb, este important să înțelegem că, așa cum am spus, în ultimele 12 luni cu toții ne-am maturizat, cu toții, datorită provocărilor prin care am trecut, ne-am schimbat percepțiile, ne-am schimbat felul de a fi și implicit ne-am schimbat prioritățile și obiectivele noastre.
Poate că n-am fost conștienți până la acest moment de timp de toată această transformare și cumva această lună nouă, faptul că se produce miercuri dimineață și cumva toată această săptămână este marcată de acest eveniment foarte important pentru noi toți, ne invită să facem așa o trecere în revistă și o proiecție a ceea ce vrem de acum înainte. Pentru că s-ar putea să ne dăm seama că, de fapt, așa cum am zis, multe din obiectivele noastre s-au schimbat într-un mod de care n-am fost neapărat foarte conștienți. De menționat însă că în această zi vă recomand, în măsura în care puteți, să nu faceți neapărat achiziții sau cumpărături extraordinar de scumpe, pentru că cumva există o destul de mare probabilitate ca obiectele sau produsele pe care vreți să le cumpărați în această zi să nu fie conform așteptărilor sau să aveți diverse dificultăți cu el. Întorcându-ne la acest fenomen de lună nouă, exact așa cum v-am zis, luna nouă se predispune și este benefică pentru începuturi, de a planta semințele unor noi începuturi pe diverse direcții de viață pe care noi le considerăm importante la un anume moment de timp, respectiv la acest moment de timp. Acest semn al Capricornului ne invită însă la foarte multă disciplină, la planificare și la foarte multă răbdare și perseverență legate ceea ce înseamnă obiectivele noastre, care sunt favorabile a fi cumva formulate și etichetate nu pe o perioadă neapărat foarte scurtă de timp. Să încercăm să aruncăm așa o privire în viitorul imediat următor și să înțelegem cam cum am putea să, cum ne proiectăm noi, cum ne-am dorit să fim. Pentru că acest lucru ne va ajuta, așa cum am spus, să plantăm semințele corecte. În altă ordine de idei, această lună nouă în Capricorn vine să ne invite să ne ancorăm mai mult în realitate, să ne conectăm cu Pământul și cu resursele, așa cum am zis, pe care le avem la dispoziție prin o evaluare a sănătății corpului pe care o avem la acest moment de timp. Să ne conectăm mai mult cu strămoșii noștri, cu rădăcinile noastre, pentru că de acolo ne putem extrage toată energia necesară de a face față provocărilor care pot crea foarte multă panică legată de schimbarea aceasta la care suntem supuși cu toții. Un singur lucru este bine să ținem cont de faptul că există această vorbă românească deosebită, dragă mie, în asemenea momente, nu ne dă Dumnezeu mai mult decât ne putem duce. Și în traducerea literară, ca să zic așa, este că suntem suficient de puternici să putem depăși orice fel de obstacol, dificultate, limitare care apare în calea noastră, dar e bine să țineți cont că aceste obstacole apar într-o cale bine definită. Deci e bine să țineți cont de faptul că zilele acestea vă pot aduce un surplus de încredere în sine, o claritate mentală cum poate n-ați avut de foarte mult timp, tocmai pentru că sunteți invitați să vă setați niște obiective serioase pe viețile dumneavoastră, pentru care sunteți dispuși să munciți cu dăruire și cu perseverență pe o perioadă destul de lungă de timp, tocmai datorită faptului că vreți să trăiți mai împlinit și mai fericit decât ați făcut-o până acum. Ca o paranteză, aș vrea să spun că am auzit de multe ori spunând oameni că anul 2020 a fost un an pierdut. Eu nu cred că nu există an pierdut, nu există zi pierdută. Până la urmă, orice zi are scopul și rostul ei, iar anul 2020, cred cu tărie că a fost un an de trezire, un an de a ne realinia și ne redefini valorile, atât personale cât și la nivel social, și de a vedea lucrurile dintr-o nouă perspectivă. O nouă perspectivă care, așa cum am spus, este foarte posibil să nu fie foarte clară la acest moment de timp, dar cu siguranță în săptămânile și lunile care vor urma ne va fi din ce în ce mai clară. Și e bine să utilizați în definirea acestor obiective tot ceea ce ați învățat și asimilat în aceste experiențe trăite în ultimul an și să aveți intențiile gata pregătite pentru a vi le lansa în univers odată cu evenimentul acesta de lună nouă. Luna nouă, reamintesc, se produce miercuri 13 ianuarie la ora 7 dimineața, ora României. Săptămâna continuă cu alte aspecte care se întâmplă pe 14 ianuarie, unde planeta Uranus staționează și reia mersul direct, lucru pe care îl face după multe luni de zile, mai precis din august 2020. Și e bine să țineți cont că tot în acea zi se produce o conjuncție dintre Soare și Pluto la 24 de grade Capricorn
Și atunci toată această schimbare de direcție a planetei, care ne aduce, ca să zic așa, claritate la un nivel foarte înalt și tot ce ține de partea aceasta de inovație, de descoperiri, de tehnologii noi, exact asta este vestea bună, că în zilele cele de-a doua părți ale acestei săptămâni pe care noi o analizăm, cu siguranță oamenii de știință și cei care cercetează vor fi inspirați în a descoperi o grămadă de lucruri noi. Deci vom avea parte de multe inovații, vom avea parte de multe descoperiri și de tehnologii inovatoare care să ne servească în a trăi mai bine de acum înainte. Deci cu siguranță acest lucru îl vom afla în a doua parte a săptămânii și în săptămânile imediat următoare. E bine de știut că, așa cum v-am zis, nu fiți rigizi pe parcursul acestei săptămâni, pentru că vor fi tot timpul schimbări bruște de situații. Tot ce se întâmplă în aceste zile, mai ales în ziua de 14 ianuarie, poate fi brusc și neașteptat, pot fi și situații critice. Partea mai puțin plăcută este că poate aduce tot felul de situații explozive, explozii la propriu, sau colaps de toate felurile, dar inclusiv pentru unii dintre noi, pornind de la acest fenomen de lună nouă care se produce pe 13 ianuarie, putem găsi resurse în interiorul nostru de a închide capitole care poate ne-au creat foarte multe suferințe de-a lungul multor perioade de timp. Deci această săptămână poate reprezenta, mai ales a doua parte a ei, închiderea unor capitole destul de dureroase în viețile unora dintre noi, fie că e vorba de joburi, fie că e vorba de situații, fie că este vorba de schimb de reședință. Avem posibilitatea să facem acest lucru, tocmai pentru că renunțând la ceva vechi, putem să facem loc la ceva nou. Săptămâna se termină cu 17-18 ianuarie, sunt două zile care aduc destul de multă tensiune și destul de multă predispoziție pentru ceartă și pentru conflicte și tensiuni. Este un aspect tensionat între Uranus și Jupiter, care se creează pe tot la 6 grade pe axa vărsător Taur. Este un aspect însă care vine de asemenea să ajută foarte mult să ne eliberăm din situații în care ne simțim constrânși. Deci, pentru foarte mulți dintre noi, toată această săptămână poate să însemne împingerea noastră cu o forță extraordinară care o găsim în interiorul nostru de a ieși din situații tensionate. Atenție însă la obsesie, atenție la gândirea în exces asupra unor probleme și situații pentru care cu siguranță fiecare dintre noi avem niște provocări la acest moment de timp și căutăm niște soluții, dar e bine să țineți cont că puteți găsi aceste soluții salvatoare și puteți încheia aceste situații odată pentru totdeauna, făcând loc unor lucruri cu totul noi în viața dumneavoastră. Oricum, toate aceste aspecte le vom analiza și pentru cele 12 zodii, dar până atunci haideți să trecem în revistă tranzitul lunii pentru această săptămână pe care noi o analizăm în această seară. Luna până miercuri este descrescătoare, deci încă o mai puteți folosi aceste zile de azi și mâine, cea mai rămas din ziua de astăzi și mâine până miercuri dimineață, de a elimina toxine, kilograme, după care ziua de miercuri este zi de lună nouă și vă reamintesc că zilele de lună nouă, pentru cei care aveți tăria, puterea și tăria mentală mai ales, să țineți post, poate chiar post negru, veți constata o creștere substanțială a sistemului imunitar, mai ales că această lună vine cu o configurație, cu o energie extraordinară. Deci, dacă până acum n-ați făcut-o, e bine să o încercați măcar o câteva ore în cursul acelei zile, pentru că claritatea, ceea ce veți obține în urma acestui efort pe care dumneavoastră îl veți depune în acea zi, va fi unul care va merita efortul și sacrificiul. Claritate mentală și o energie fizică foarte curată și plină de, cum să spun eu, de entuziasmul omului care vrea să facă niște schimbări benefice în viața lui. Deci, la momentul acesta, luna se află în Capricorn de la ora 3 și 29 de minute și va rămâne în semnul Capricornului până în 13 ianuarie 1843. Acest semn guvernează tot ce ține de partea de piele, de sistem osos, în speță genunchii. Pentru cei care știți că aveți afecțiuni, aveți mare grijă că în aceste zile vă puteți resimți mai mult, însă e bine să țineți cont că, ținând cont că este și luna nouă, nu sunt recomandate operațiile chirurgicale în aceste zone.
În schimb, tratamentele cosmetice, hidratarea pielii și tot ce este benefic pentru pielea, care este până la urmă orice, cel mai mare organ al nostru, care ne reflectă la primă vedere sănătatea, sunt bine și multiplu amplificate ca rezultate. Din 13 ianuarie 18:43 până în 16 ianuarie, imediat după miezul nopții, respectiv la 00 și 16 minute, luna se va afla în semnul Vărsătorului. Vărsătorul guvernează gamba și circulația sângelui și atunci, pentru oamenii care stau în picioare în aceste zile, cu siguranță se vor resimți din plin. E bine să țineți cont de faptul că puteți să faceți mișcări pentru îmbunătățirea circulației sângelui, dar, pe de altă parte, tot aceste zile vă pot aduce niște revelații foarte bune legate de direcția pe care putem să mergem de acum înainte, pentru că poate aduce acele idei noi de care avem nevoie în perioada aceasta. Ideea este că e bine să țineți cont de faptul că o simplă mișcare, un simplu mers pe jos mai susținut poate să vă îmbunătățească circulația sângelui, chiar și cei pentru care știți că nu aveți afecțiuni, pentru că cei care aveți afecțiuni cu siguranță vă veți resimți în aceste zile. Nu sunt însă favorizate operațiile chirurgicale, mai ales de varice, în aceste zile. Din 16 ianuarie, imediat după miezul nopții, așa cum am zis, 00 și 16 minute, până în 18 ianuarie dimineața la 9 și 7 minute, luna se află în semnul peștilor. Această poziție are ca avertisment în primul și în primul rând atenție la consumul de tot ce înseamnă substanțe alcoolice sau orice altă substanță, inclusiv medicamente, care pot fi dăunătoare corpului în acest moment, în aceste zile, pentru că această poziție favorizează metabolizarea și absorpția în organism cu o mai mare viteză și cu o mai mare acuratețe decât în orice alte zile. În schimb, intuiția noastră este la cote maxime, visele sunt deosebit de premonitorii în aceste zile, iar cei care aveți probleme cu somnul, e foarte posibil ca acestea să se accentueze. Deci e bine să țineți cont de faptul că sunt niște zile în care e bine să vă programați o reflexoterapie, pentru că semnul guvernează călcâiul și talpa piciorului, în care se regăsesc practic toate organele reflectate, și un masaj făcut în aceste zile de reflexoterapie cu siguranță vă va îmbunătăți starea generală. În aceste zile nu e bine să operați nimic din tot ce înseamnă zona piciorului, dar mai ales negii. Săptămâna se încheie cu o lună în berbec, care pornește de luni 18 ianuarie 9 și 7 minute și merge chiar până în 20 ianuarie, perioada zică care va fi alocată următoarea analiză pe care o vom face săptămâna viitoare. Dar e bine să țineți cont de faptul că totdeauna când luna trece din pești în berbec, mai ales ziua de 18 ianuarie, poate să fie un test al sănătății pe care să vi-l observați singuri, pentru că o durere de cap puternică în ziua de 18 ianuarie vă indică faptul că trebuie să faceți niște ajustări imediate în regimul dumneavoastră alimentar, poate că n-ați dormit foarte bine, poate că nu v-ați hrănit prea grozav în ultima perioadă, și este modalitatea prin care corpul dumneavoastră vă transmite un avertisment legat de faptul că nu mai e mult până când se va instala o boală și e bine să luați măsuri înainte ca aceasta să își facă apariția. Acestea fiind spuse, haideți să vorbim de această săptămână plină de evenimente pentru toate cele 12 semne și începem cu semnul Capricornului, așa cum am zis, în care de altfel încă ne aflăm. Semnul Capricornului, evident, că începe cu acest fenomen important de lună nouă în propriul lor semn și e bine să țină cont de faptul că au foarte multă energie, au foarte multă claritate mentală, au foarte multă dorință de a se reinventa. Și e bine să-și croiască un nou drum pe tot ceea ce înseamnă că le face lor ca valoarea pe care aceștia o au să crească. Și atunci este posibil să aibă noi modalități de a câștiga bani, să își dorească să aibă alte proprietăți, să se mute într-o altă casă, să își schimbe cumva modul în care gestionează banii, dar în primul și în primul rând e vorba despre obiectivele personale. Ei au venit după o perioadă destul de grea și lungă de timp în care poate sănătatea lor n-a fost neapărat la niște cote foarte mari, iar parteneriatele acestor au fost puternic încercate. Cumva aceste lucruri s-au terminat și ei au luat niște decizii, chiar dacă mai de mult, cumva abia acum le integrează cumva în viețile personale.
Și iată că vine această săptămână în care ei trebuie să treacă la implementa toate aceste decizii care poate le-au luat pe o perioadă destul de lungă de timp. Pentru că, așa cum știm, Capricornul nu este un semn care să se grăbească în a lua decizii, are nevoie de destul de multă putere, de o perioadă destul de lungă de a discerne exact care sunt condițiile care le-au la îndemână și toate... tot ce implică fiecare decizie, mai ales dacă e vorba de o persoană importantă, vorbim de un partener, o parteneră de viață, sau legate de evoluția acestui Capricorn, legate, nu știu, jobul pe care îl are sau cariera pe care cumva acesta și-a ales-o. Și atunci e bine să țină cont de faptul că este un moment în care este bine să se pună ei înșiși pe primul loc și să vadă exact care le sunt obiectivele și abia după aceea să se gândească cum îi implică și pe ceilalți în toată această ecuație care cumva se va derula pe destul de mult timp. Deci ei au această lună nouă în propriul lor semn, mai mult decât atât, lăsând la o parte ca o intensitate a trăirilor cu mult peste măsură, ei, așa cum v-am zis, pot lua decizia, spre exemplu, și le-ar fi foarte benefic dacă știți, Capricornilor, că aveți tot felul de obiceiuri care poate nu vă sunt neapărat benefice, aveți forța necesară să renunțați la ele cu o ușurință incredibilă, cum poate nu o să mai aveți foarte mulți ani de acum înainte. Deci puteți să ieșiți din relații toxice, puteți să ieșiți din situații toxice, puteți să ieșiți din o anumită toxicitate pe care cumva o practicați în viața dumneavoastră. Deci fiți conștienți de lucrurile pe care vreți să lucrurile, situațiile, oamenii pe care vreți să le îndepărtați în viața dumneavoastră, pentru că acum aveți puterea și tăria să faceți acest lucru, cum n-ați avut-o de foarte mulți ani și nici nu o să o vezi acum înainte. Atenție însă la ego. Gândiți-vă foarte bine înainte de a lua o decizie, pentru că dorințele au nevoie să îndeplinească anumite nevoi ale noastre. Dar atunci când ele sunt bazate pe un ego excesiv, nu vor duce cu siguranță la niște rezultate prea grozave. Oricum, Capricornilor restă mintea la bani și chiar își doresc și au și șansa să facă destul de multe proiecte noi, care poate n-au avut nici cel mai mic gând ca să le primească în viețile lor și într-un fel sau altul calitățile lor de lider vor fi destul de mult puse la încercare în perioada imediat următoare. Deci e bine să țineți cont de faptul că sunteți vizibil, că aveți o energie debordantă, atenție însă la obsesii, nu vă concentrați doar pe un subiect în exces, ci aveți cumva posibilitatea să vă și detașați puțin, să vă dați un pas înapoi ca să vedeți exact care este abordarea corectă pe care trebuie să o faceți în situația respectivă. Dar tot ce ține de reinventare, tot ce ține de drumul dumneavoastră în viață, tot ce ține de modul cum vă prezentați în fața celorlalți, este un moment bun de a-l gândi și de a-l pune în practică exact așa cum vi-l doriți. Inclusiv pe zona de sănătate, v-am zis, aveți posibilitatea să luați niște decizii extraordinare de a vă crește nivelul de energie și de sănătate într-un mod mai mult decât salutar și binevenit pe o perioadă lungă de timp. Cei care însă vor beneficia din plin de aceste, de aceste aspecte care sunt valabile în întreaga săptămână pe care o analizăm, sunt cei a căror dată de naștere se află în intervalul 11-15 ianuarie sau își cunosc ascendentul și la între 21 și 25 de grade Capricorn. Cei a căror date de naștere le-am menționat au la dispoziție un an întreg să-și reinventeze viața și cu siguranță, dacă vor fi atenți la modul cum se îmbracă și la modul cum își trăiesc viața acum și vor avea, răbdarea și dedicația necesară de a-și analiza viața lor și modul cum, valorile lor și modul cum cheltuiesc banii și lângă cine se află un an mai târziu, s-ar putea să aibă o surpriză foarte mare să vadă că viața lor a cunoscut o schimbare și o schimbare destul de semnificativă. Trecem mai departe și vorbim despre vărsători. Vărsătorii vor avea acest fenomen important al săptămânii, respectiv luna nouă în Capricorn din 13 ianuarie în casa 12-a. Dar pentru vărsători este un ultim moment în care e bine să petreacă puțin timp cu ei înșiși, pentru că au nevoie să înțeleagă și să integreze experiența întregului an 2020 și mai mult decât atât a ultimilor 3 ani. Deci, vărsătorii sunt într-un moment de bilanț
sunt într-un moment în care e bine să facă bilanțul a tuturor experiențelor prin care au trecut și tuturor lucrurilor pe care le-au învățat și le-au asimilat în acești 3 ani, dar mai ales în anul 2020, pentru că acest lucru le va fi de foarte mare folos în următoarea lună nouă care se va produce în semnul lor, respectiv în februarie, când vor avea posibilitatea să-și seteze obiective pe termen foarte lung, legat de viața lor din toate punctele de vedere și pe toate aspectele. E bine să fie mai toleranți cu cei din jur, pentru că până la urmă această casa 12-a îi poate pune pe vărsători în situația de a fi de folos unor alți oameni cu altruismul pe care îi caracterizează și atunci acest lucru le va da o stare de bine. Deci pe următoarele 2 săptămâni pentru vărsători e bine să țină cont de faptul că au nevoie de a petrece un pic mai mult timp cu ei înșiși și de a-și sonda cumva aceste convingeri de care poate s-au eliberat în ultimii 3 ani și cumva aceste lucruri le vor da o nouă perspectivă asupra vieții, cu siguranță din februarie începând și nu chiar din februarie începând, la sfârșitul acestor 2 săptămâni. E bine să țină cont de faptul că energia lor nu este la cote foarte mari și atunci au nevoie de mai multă odihnă, de mai mult somn și cu cât se vor opune, ca să zic așa, odihnei, cu atât vor deveni mai rascibili, mai tensionați, lucru care cu siguranță nu le va face foarte bine, mai ales sănătății. Nu sunt neapărat favorizați în această perioadă vărsătorii care au probleme de sănătate destul de serioase, pentru că acolo cumva acestea pot fi puse într-o situație de criză și cumva pot avea nevoie să fie abordate într-un mod cu totul și cu totul diferit. Așa cum am zis, pentru vărsători nu este o perioadă bună nici măcar să înceapă o relație de iubire și nici pentru investițiile financiare. Vor veni perioade mult mai bune pentru ei în săptămânile care urmează. Acum, așa cum am zis, este un moment de bilanț, de a fi atenți la ideile pe care le recepționează, pentru că acestea le vor fi materialul și combustibilul necesar în a-și lansa viața în foarte scurt timp, deci după atâția ani de zile, 2 săptămâni, aproape că nici nu mai contează. Atenție însă la dispute și la certuri și sfârșitul săptămânii pentru vărsătorii care sunt născuți în 24 sau 25 de ianuarie vor fi afectați din plin, pentru că aceștia vor avea inclusiv posibilitatea de a fi puși în niște probleme legate de lege legale. Se vor certa destul de mult și vor fi destul de mult provocați în tot ce înseamnă zona aceasta de a intra în conflicte cu foarte multă ușurință, pentru că să nu uităm, vărsătorii au o minte foarte activă în această perioadă și cu siguranță le este destul de greu să se concentreze pe un subiect anume și pot fi persoanele cele mai vizate pentru a avea dispute și certuri sunt membrii familiei pe care într-un fel sau altul ei vor să-i ordoneze într-un anume fel și să facă lucrurile să funcționeze poate într-un alt mod decât au funcționat până acum și acolo vor întâlni o destul de mare opoziție. Trecem mai departe și vorbim despre pești. Peștii au o săptămână foarte interesantă pe tot ce înseamnă zona de socializare. Pentru ei această socializare este foarte interesantă pentru că această lună nouă în casa 11 le dă posibilitatea să primească în viața lor oameni noi. Deci, pentru pești, ideea de a participa la tot felul de întâlniri, care pot fi nu neapărat fizice, cât și online, le va aduce cu siguranță prieteni noi, oameni care vor intra în viața lor și care sunt cu totul diferiți decât ce au avut ca prieteni și ca oameni apropiați până la momentul acesta. Pe de altă parte, este bine să țină cont de faptul că inclusiv prietenii care poate nu le-au fost alături în toate în situațiile tensionate pe care ei le-au avut în ultimul an. Deci peștii au de făcut curățenie la ceea ce înseamnă zona aceasta de prieteni. Sunt destul de altruiști și foarte puțin concentrați pe zona materială și tot ce înseamnă partea aceasta de materialism și atunci e bine să fie deschiși în a spune cu, cum să zic eu, punctul de vedere în relațiile care poate n-au avut până la acest moment de timp tăria să le închidă, dar în schimb pentru peștii care au prieteni devotați, cu siguranță vor avea în săptămânile care urmează niște momente extraordinare și niște revelații de cât de bogați sunt ei cu acești prieteni pe care sunt binecuvântați în viețile lor. Pe de altă parte, e bine să țină cont de faptul că
peștii pot fi destul de interesați în apartenența, în a-și declara apartenența la anumite grupuri care fie că se constituie pentru atingerea unui scop comun, fie pentru ideea de a fi alături unii de ceilalți în momente mai grele și de a se a-și oferi ajutorul în măsura în care pot să o facă, iarăși este un lucru foarte benefic pentru pești. Pe de altă parte, această lună nouă în casa 11-a e bine să le punem în prim plan peștilor ideea de a-și reformula obiectivele și țelurile pe termen lung. Pentru că, așa cum am zis la început, cu siguranță ei vor constata că acestea s-au schimbat și că sunt de cu totul altă natură decât au fost până acum. Dacă este ceva care le este recomandat în această perioadă peștilor, este bine să fie atenți la comunicare, la conversațiile pe care le au, pentru că e bine să asculte mai mult și să vorbească mai puțin. Mintea lor este foarte activă și limba destul de ascuțită și atunci puteți intra în niște polemici care să nu vă facă bine în primul și în primul rând la sănătate, pentru că vă veți trezi epuizați, obosiți și cu niște dureri de cap suficient de puternice, care nu vă vor aduce cu siguranță vreo stare de bine. Acest lucru se constituie a fi un avertisment serios, mai ales pentru cei a căror dată de naștere se află în 10-11 martie și mai ales pe sfârșitul de săptămână. Trecem mai departe și vorbim despre berbec. Cel de-al doilea semn cardinal, puternic influențat de această lună nouă, care la ei se produce în casa 10. E bine să țină cont de faptul că berbecii au avut o perioadă destul de lungă de timp în care statutul lor social, ideea de carieră, a fost puternic supusă unor teste și probabil și multor schimbări. Dar iată că această lună nouă vine să le aducă cumva integrarea tuturor experiențelor și să le dea o idee foarte clară pe unde vor ei să meargă de acum înainte. Pentru că au oameni cu care au putut discuta, au variante la cariera pe care poate se gândesc să o schimbe sau să o ajusteze sub o formă sau alta. Chiar dacă înseamnă inclusiv o promovare, pentru berbeci perioada imediat următoare este una foarte intensă și foarte intens concentrată pe zona aceasta de drum în viață, statut social și carieră. Mai mult decât atâta, e bine să țină cont de faptul că acolo vor întâlni o poziție destul de serioasă la tot ce înseamnă zona aceasta de autorități. Ca să nu mai vorbim de faptul că există posibilitatea să existe niște conflicte vechi care la momentul acesta vor trebui tranșate și niște situații cumva la tot ce înseamnă zona aceasta de carieră, cumva e nevoie de o tranșare și e nevoie de o închidere serioasă a tot ce înseamnă zona aceasta de conflict. Atenție, berbeci, însă, în perioada aceasta, pentru că sunteți foarte vizibili și puteți intra foarte ușor în ceea ce se cheamă atenția publicului și pentru cei care aveți un anume statut social, pot apărea chiar niște scandaluri și niște defăimări sub toate formele, expuse în presă și în tot felul de alte medii în care cumva puteți să vă treziți cu notorietate peste noapte. Aveți nevoie însă de prieteni care să vă susțină și de oameni cu care să puteți discuta pentru lucrurile acestea care înseamnă o nouă carieră și poate o idee pe care ați avut-o în ultima perioadă să fie cea care să stea la baza acestei decizii care ține de zona de carieră. Pe de altă parte, această casă a 10-a vorbește și de mamă, deci atenție foarte mare și de zona aceasta cu părinții și mai ales, așa cum am zis, cu zona aceasta de mamă, pentru că acolo pot exista destul de multe probleme sau cumva niște situații care ajung la un apogeu, la ideea de a fi închise. E bine să țineți cont de faptul că sunteți într-o perioadă în care aveți nevoie să vă gândiți la obiective pe termen lung, pentru că aveți capacitatea și claritatea mentală să faceți acest lucru, mai ales că berbecii sunt foarte interesați acum de situația lor financiară, care poate fi datorită faptului că a cunoscut niște pierderi, niște răsturnări de situații, să fie un alt motiv pentru care această carieră să fie în colimatorul lor. Pe de altă parte, berbecii au nevoie de un partener de viață, o parteneră de viață matură, responsabilă, care să le fie alături în toate aceste demersuri și să-i susțină pe tot ce înseamnă proiectele legate de zona aceasta de carieră.
Pentru că, așa cum am zis, un alt domeniu pe care berbecii l-au este obiectivele pe termen lung care se schimbă văzând cu ochii și este o fluctuație destul de mare de prieteni, fie că au avut parte de trădări din partea acestora, fie că pur și simplu s-au distanțat de unii dintre ei din cauza faptului că nu mai există interes comun în a dezvolta acea prietenie și atunci toată această poveste lasă loc inclusiv zonei acestea de prietenie. Este foarte posibil însă ca la acest moment de timp unii dintre berbeci să încerce ceea ce se cheamă un sentiment de foarte mare solitudine și singurătate, care poate că nu le face neapărat foarte bine la starea lor de moral. Cei mai expuși pentru a avea maximum de schimbări pe tot ce înseamnă zona aceasta de carieră sunt cei a căror dată de naștere se află între 11 și 15 aprilie sau își cunosc ascendentul și știu că l-au între 21 și 25 de grade berbec. Ajungem la Taur. Pentru Tauri, iată, vine această lună nouă să se producă în casa nouă, casă care a fost destul de încercată, așa cum am zis, în 2020 și în ultimii 3 ani. În sensul că statutul lor actual a fost supus unei foarte mari tensiuni. Ei au trebuit să înțeleagă foarte bine cine sunt ei, care le este viitorul. N-au fost neapărat foarte optimiști în a primi, ca să zic așa, viitorul într-un mod foarte optimist, dar această lună nouă vine să le schimbe toată această existență trecută și să le dea un nou optimism pentru ceea ce înseamnă zona aceasta de a vedea viitorul în culorile potrivite. Deci, luna nouă în casa nouă pentru Tauri vine cu o dorință extraordinară de a-și extinde orizonturile. Și atunci, fie că iau decizia să înceapă școală, pentru că vor să aibă o extindere și fie că vor să aibă o extindere pe carieră, fie că vor să înceapă o nouă carieră, fie că mai târziu vor să își găsească un loc mai potrivit într-o carieră deja existentă la un nivel mult mai superior, este clar că are de-a face cu o specializare înaltă. Și atunci primul lucru care este benefic taurilor în perioada următoare este să-și definească clar obiectivele care stau la baza obținerii a ceea ce vor ei pe zona de carieră. Fie că e vorba de o specializare, fie că este vorba de o abordare într-o altă direcție și într-un alt mod a problemelor care îi frământă, exact așa cum am zis, de zona aceasta de carieră, fie pur și simplu de a-și găsi un mentor, de a găsi o persoană cu care să îi le fie tutore în a învăța, nu știu, o anumită ucenicie, un anumit talent care să și-l dezvolte și care să-l pună la treabă pornind din lunile imediat următoare. Dar decizia o vor lua în cursul acestei săptămâni și o vor pune la treabă în săptămânile imediat următoare. Pentru Taur se anunță a fi o săptămână foarte dinamică și foarte bună, pentru că ei au foarte multe idei, au și foarte multă energie și atunci, după o perioadă în care cumva lucrurile n-au mers neapărat foarte bine pentru ei, mai ales din punctul de vedere al energiei și al sănătății, iată, pornesc acum la drum cu toate motoarele pornite și aceste motoare pornite trebuie în primul și în primul rând să aibă o direcție clară pe unde să și le pună la treabă și această lună nouă exact asta face. Îi invită să-și definească foarte clar obiectivele și țintele pe care ei vor să le atingă în perioada imediat următoare, de așa manieră încât să și planifice ceea ce vor să facă și cumva și energia pe care ei au nevoie să o investească pentru a ajunge la obiectivele respective. Nu este exclus ca pentru unii dintre Tauri să existe nevoia de a se reloca, de a pleca într-o altă localitate la o distanță considerabilă de locul în care ei locuiesc acum, sau într-o altă țară, tocmai datorită faptului că au nevoie de acea experiență pe care cumva să o incorporeze la întoarcere sau chiar să rămână în acea țară, pentru că acolo ni se oferă condiții mult mai bune pentru a-și împlini ceea ce ei își doresc. Oricum sunt foarte optimiști, sunt foarte dornici să investească totul în această dezvoltare a lor, atât pe plan personal cât și pe plan profesional. Atenție însă la discuții, pentru că acestea pot izbucni cu destul de multă ușurință. Taurișesc destul de ușor din fire pe tot parcursul acestei săptămâni și e bine să țină cont de faptul că acest nivel crescut de energie trebuie consumat într-un fel și atunci sportul este primul care ar trebui să facă parte din viața lor în această perioadă, dacă vor o stare de echilibru și de pace.
Iar sfârșitul de săptămână poate să fie cu destul de multe tensiuni și cu destul de multe probleme, inclusiv legale, pentru cei a căror dată de naștere este fie 24, fie 25 aprilie. Acestea fiind spuse, haideți să trecem și să vorbim despre gemeni. Gemeni care beneficiază de o lună nouă în casa 8-a, la ei este intensitate dusă la extrem, cu lucru cu care nu se simt neapărat foarte confortabil. Ei sunt niște persoane care pot aborda într-un mod destul de superficial și de ușor atât lucrurile cât și viața, dar iată că această săptămână îi invită la o intensitate foarte mare de a trăi, legat de, în primul și în primul rând, parteneriatele în care aceștia se află și cum le abordează în modul lor profund. Pentru că această lună nouă în casa 8-a vorbește de modul cum se gestionează resursele la comun, modul cum se gestionează viața intimă pentru cei care au un parteneriat în derulare. Și atât, acest parteneriat este legat atât de viața personală cât și de viața profesională, pentru că acolo au de luat niște decizii și au de luat niște decizii serioase care țin de închiderea anumitor situații care poate le-au dat multă bătaie de cap și cumva i-au făcut să sufere, pentru că acum vor fi într-o situație de genul așa nu mai merge, trebuie să facem ceva, ceva de genul tot sau nimic. Deci gemenii sunt destul de tranșanți în această perioadă pe tot ce înseamnă situațiile lor personale, care într-un fel sau altul i-au chinuit în perioada care a trecut, respectiv în tot anul 2020, dar doar acolo unde este cazul. Altfel, această lună nouă în casa 8-a îi face pe gemeni să fie șarmanți, chiar atrăgători, deosebit de atrăgători, și atunci pot intra chiar în tot felul de relații de iubire foarte intense, care să le scoată la iveală niște laturi destul de ascunse ale lor, sau să exploreze o relație deja existentă pe această zonă. Altfel, această casa 8-a vorbește și de obținerea de împrumuturi și de fonduri, și atunci dacă au nevoie de o achiziție importantă, acum este foarte bine să o facă, pentru că vor face niște condiții foarte bune. Ei sunt foarte ancorați în viitor și au o minte care le explorează niște zone și cumva trec granițele timpului lor. Drept pentru care, fiind foarte vizionare, bine să recepționeze aceste idei și să le împărtășească cu cei din jur, pentru că s-ar putea să constate că sunt foarte mare ușurință profesori și educă oamenii din jur. Dar revenind la această lună nouă, pentru gemeni o perioadă foarte bună de a reinventa ceva din viața lor. Fie că e vorba de casă și vor să reinventeze și să renoveze o anumită parte de casă, sau pur și simplu fie că vor să renunțe la anumite vicii, la anumite obiceiuri care poate nu le sunt neapărat benefice și cu care în acest moment pot renunța cu o ușurință incredibilă. Dacă, nu știu, vor să renunțe la zahăr, la un consum de alcool care poate nu le face bine, tutun sau mai știu eu ce alte obiceiuri care categoric nu sunt benefice pe termen lung nivelului de sănătate. Este bine să țină cont, așa cum am zis, inclusiv împrumuturi, fonduri pentru gemeni toată această perioadă. E bine să le acceseze dacă au nevoie de ele, dar să nu se întindă mai mult decât le e praf. Ajungem la raci. Racii sunt cel de-al treilea semn cardinal, puternic influențați de această lună nouă de miercuri din semnul Capricornului. Pentru că la ei se produce în casa 7-a. Și atunci racii care sunt într-un parteneriat care funcționează bine, cu siguranță se vor bucura de niște amintiri extraordinare trăite alături de partenerul, partenera de viață în săptămânile care urmează, și cu siguranță acest parteneriat va înflori și le va umple sufletul de bucurie, fiind fericiți că au pe cine trebuie acasă. Însă, pentru parteneriatele mai puțin solide, e nevoie de o abordare serioasă, e nevoie de o, negociere, iar racii sunt foarte buni în a-și exprima în această perioadă condițiile și modul cum ei văd acest parteneriat reinventat. Deci, pentru raci, toată această perioadă stă sub semnul fie îmbunătățirii, fie renegocierii parteneriatelor, mai ales dacă sunt pe viață personală. Pe viață profesională, însă, dacă racii au o idee, și ei, să nu uităm că au fost o perioadă de timp foarte preocupați de zona aceasta de carieră și de a-și asigura independența, iată, la acest moment au o capacitate extraordinar de mare de a-și găsi
un partener, o parteneră, un partener de afaceri care să pună acea idee la treabă și să aibă parte de resursele financiare și logistica de care cumva au nevoie pentru proiectul respectiv să-l pună la treabă. Deci, pentru RACI este o perioadă foarte bună pentru a-și dezvolta atât viața personală cât și viața profesională. Inclusiv RACI care poate sunt singuri la acest moment de timp și au nevoie de, au pus ochii pe cineva, au un vizor pe cineva drag, faceți demersurile necesare pentru a intra în, a vă apropia de persoana respectivă, pentru că s-ar putea să constatați că intrați într-o relație intensă de lungă durată, care să vă aducă în viața dumneavoastră un prieten, un prieten, o prietenă foarte bună sau poate, de ce nu, un partener, o parteneră pe termen foarte lung. Pe de altă parte, RACI sunt foarte buni psihologi în această perioadă și fie că sunt ei psihologi și discută foarte serios și înțeleg lucrurile la un nivel foarte profund, fie dacă sunt psihologi, cu siguranță au niște rezultate extraordinare în ședințele pe care le țin. Oricum, RACI nu sunt într-o perioadă în care să stea singuri și orice singurătate pe care și-o impun în această perioadă o resimt destul de acut. RACI care beneficiază din plin de această perioadă și de efectele a tot ceea ce se întâmplă în cursul acestei săptămâni sunt cei a căror date de naștere se află în intervalul 14-18 iulie sau își cunosc ascendentul și știu că l-au între 21 și 25 de grade RAC. Trecem mai departe și vorbim despre lei. Leii sunt concentrați pe toată această săptămână cu acest fenomen de lună nouă care se produce miercuri, pe tot ce înseamnă zona de sănătate, pe tot ce înseamnă zona de colaborator, pe tot ce înseamnă zona de job de zi cu zi. Pentru că acestea sunt lucrurile care, la care leii sunt invitați să aducă ajustări și au oportunitatea de a începe niște lucruri noi. Să începem cu sănătatea. Este foarte posibil ca ei să se bucure acum de o sănătate extraordinară pentru că tocmai au terminat un tratament care le-a adus rezultatele mult așteptate sau pur și simplu pentru o afecțiune pe care aceștia o au sunt foarte dornici ca prin intermediul unui nou medic sau prin intermediul unor terapii alternative să încerce să abordeze această afecțiune dintr-un alt punct de vedere și cumva rezultatele pe care le pot avea făcând aceste demersuri să fie spectaculoase. E bine să țină cont de faptul că inclusiv la locul de muncă pe care aceștia l-au acolo există posibilitatea ca leii să aibă niște responsabilități suplimentare sau pur și simplu să fie puși în situația de a gestiona resurse mai mari, să aibă un colectiv mai mare în subordine, pentru că leii, până la urmă, să nu uităm că sunt niște foarte buni lideri. Deci e vorba și de zona aceasta de job, în care cumva există schimbări. Sau dacă vreți să aveți un job nou, faceți-vă cât mai cunoscuți, pentru că aveți posibilitatea să întâlniți oameni care să vă susțină și să obțineți jobul respectiv. Pe de altă parte, e bine să țineți cont de faptul că leii care au business-uri personale se pot promova într-un mod cu totul nou și pot alege ca și clienți altă zonă de clientelă pe care să o abordeze. Iar dacă au nevoie de colaboratori noi sau angajați noi, aceasta este o perioadă foarte bună pe care să o pună la treabă, tocmai pentru că acolo este nevoie de o schimbare serioasă. E bine să țină cont de faptul că ei au o energie destul de mare pe care vor să o consume în zona aceasta de a se promova și de a-și promova business-ul, de a se promova pe ei ca oameni, de a se simți din ce în ce mai stăpâni pe tot ceea ce fac și mai independenți. Și atunci e bine să țină cont că negocierile le sunt foarte benefice în perioada despre care noi vorbim. Își pot face auzit punctul de vedere și pot obține ceea ce vor atâta timp cât nu sunt agresivi. Pentru că există o foarte mare predispoziție de a intra cu destul de multă ușurință în dispute, pentru că sunt rigizi, țin la punctul lor de vedere. Și atunci conflictele sunt destul de previzibile pe această săptămână, mai ales cu autoritățile, cu șefii, cu autoritățile. Puteți intra în conflict destul de mult și de ușor și acest lucru nu vă face bine atât la rezultate, cât și, așa cum am zis, la ceea ce se cheamă starea de sănătate. E bine să țină cont că de faptul că această casa a șasea le poate aduce leilor o dorință foarte mare de a începe o dietă nouă, un regim de viață cu totul nou, care se include un nou regim alimentar, un nou regim sportiv, pentru că există foarte mare posibilitate ca acest capricorn să le aducă destul de multe afecțiuni la orice înseamnă zona de oase sau de piele, care să-i oblige într-un fel sau altul să ia să ia aceste decizii. Pentru tot ce înseamnă zona aceasta de conflicte și cumva această zonă în care cumva niște parteneri vă pot amenința inclusiv cu judecata pe sfârșitul de săptămână, sunt cei a căror dată de naștere este fie 27, fie 28 iulie.
Trecem mai departe și vorbim despre Fecioară. Pentru Fecioară, această săptămână ar trebui să fie una foarte frumoasă, pentru că ei au luna nouă în casa cincea și atunci ei sunt foarte dornici de călătorii, de iubire, de a trăi frumos, de a explora hobby-uri. Deci pentru Fecioare, ei poate sunt cei mai câștigați pe perioada pe care noi o analizăm, pentru că la ei această săptămână este una relaxării. Deși ei sunt foarte dornici, în general, să fie în slujba altora și să fie atenți la detalii, nu sunt într-o săptămână în care să muncească susținut și cu dăruire, ci este pur și simplu o săptămână în care vor să se bucure din plin de viață și să aibă parte de momente foarte frumoase alături de oameni dragi. Și atunci, această lună nouă pentru Fecioare poate însemna o nouă poveste de iubire, o infuzie de romantism și niște momente trăite foarte frumos alături de persoana deja existentă în viața dumneavoastră, de posibilitatea de a aduce un copil pe lume într-un parteneriat în care cumva acest lucru este dorit și este momentul ca acest lucru să se întâmple. Și pentru fecioarele care sunt într-o zonă creativă, această lună nouă poate să vină cu o idee foarte bună legată de un proiect creativ care să constituie o muncă suplimentară pe care aceștia să o facă pe o perioadă destul de lungă de timp în paralel cu cea pe care deja o fac. Deci tot ce înseamnă zona de creativitate și tot ce înseamnă zona aceasta de curaj de a aborda lucruri noi într-o manieră diferită, pentru Fecioare este, cum să zic eu, de foarte, foarte bun augur. Așa cum am zis, ei au minte orientată către zona aceasta de detalii și de foarte multe ori ei pot intra destul de ușor în polemici, mai ales în cursul acestei săptămâni, dacă, mai ales în zona aceasta de job, lucrurile nu merg așa cum își doresc ei. Deci ar fi păcat ca aceste dispute să lase să vă umbrească o săptămână care de altfel s-ar putea anunța foarte frumoasă pentru Fecioare și nu numai aceasta, cât și cea imediat următoare. Atenție însă la aceste dispute foarte mari și la aceste supărări care pot veni din zona jobului, din zona unor clienți care poate nemulțumiți, vă amenință cu judecata sau mai știu eu ce, pentru cei care o dată de naștere este fie 12, fie 13 septembrie. Ajungem la balanță. Cel de-al treilea semn, ultimul semn cardinal, dar nu cel din urmă, care este puternic influențat de luna nouă de miercuri 13 ianuarie. Și atunci, pentru ei, această lună nouă le aduce în primul și în primul rând foarte multă intuiție. Ea se produce în casa a patra, la ei, lucru care înseamnă casă și familie. Deci, pentru balanțe, această săptămână poate veni cu ideea. Deci poate veni cu idei noi legate de unde anume să trăiască. S-ar putea să existe dorința de a se reloca. S-ar putea dorința de a schimba reședința, de a schimba casa, pentru că locul în care au casa, spațiul, cum să zic eu, zona, mediul în care au locuința, să nu le mai satisfacă cerințele și nevoile actuale și atunci să ia decizia de a se muta din acest cartier, acest oraș, această zonă. Mai mult decât atât, este foarte clar că balanțele își doresc foarte mult un mediu agreabil alături, în preajma lor, mai ales în mediul intim, și atunci ei sunt foarte orientați în a face toate demersurile de a încheia orice fel de conflict și orice fel de dispută cu cei pe care îi au familie, fie ca familie de origine, fie ca familie nou constituită. Deci ei sunt dornici să-și construiască o casă, să-și îmbunătățească condițiile din casă, să-și înfrumusețeze casa, să aleagă un loc mai potrivit și mai frumos în care aceștia să trăiască și atunci toate aceste lucruri le sunt favorabile ca decizie în perioada imediat următoare, inclusiv vânzarea, cumpărarea de locuințe, de terenuri care de asemenea este benefică pentru balanțe. Ei sunt destul de jucăuși așa în tot ceea ce înseamnă zona aceasta de gândire și atunci chiar pot risca în a face tot felul de tranzacții din aceste imobiliare, chiar dacă poate uneori lucrurile nu sunt neapărat foarte sigure, dar rezultatele le vor fi de foarte bun augur. Balanțele, pe de altă parte, așa cum am zis, sunt într-o perioadă destul de intensă de transformare interioară și exact acest lucru le poate da curajul necesar dacă, spre exemplu, vor să se mute dintr-o țară într-alta sau să încheie un lucru care poate
niciodată lucrurile acestea nu se fac cu ușurință. Nu știu, o situație toxică legată de un părinte și să găsească o soluție cumva salvatoare, au o intuiție foarte bună și au determinarea necesară să abordeze lucrurile într-un mod care până acum nu le-a adus rezultatul de împăcare, dar cumva în săptămâna aceasta și în săptămânile care urmează, balanțele pot face acest lucru într-un mod admirabil. Așa cum am zis, dacă vor să transforme ceva în interiorul lor și în interiorul casei în care locuiesc, cu siguranță acest lucru este, le ține atenția concentrată și toată energia lor se duce în această direcție. Cei mai favorizați de a beneficia din plin de acest lucru sunt cei a căror dată de naștere se află în intervalul 15-19 octombrie sau își cunosc ascendentul și știu că l-au între 21 și 25 de grade balanță. Ajungem la scorpioni. Pentru scorpioni, această săptămână cu lună nouă în casa, lună nouă în Capricorn în casa a treia, este o lună a comunicării. Este o săptămână a comunicării, a multor drumuri, a foarte multor activități, a foarte multor întâlniri care vin de nicăieri și care îi obosesc peste măsură. Deci e bine să prioritizeze foarte bine, pentru că probabil telefonul, căsuța de mesaje, mail-urile pentru scorpioni în toată această perioadă va fi mai mult decât plină, dar e bine să țină cont de faptul că au o claritate mentală extraordinară în cursul acestei săptămâni, au cuvintele la ei și dacă le este benefic ceva, le este benefic să încheie contracte, să încheie dispute, să ia decizii pentru perioade sau pentru subiecte importante care îi frământă poate de ceva timp, pentru că au posibilitatea, inclusiv dacă au un frate, o soră cu care au avut diverse dispute și diverse certuri acum, pot să-și îmbunătățească foarte mult relațiile cu aceștia, pot să aibă cumva o mai bună integrare într-o anumită comunitate în care din care aceștia fac parte, pentru că poate până acum au fost într-o zonă de retragere, nu s-au implicat foarte mult în zona aceasta de comunitate, mai ales în aceste ansambluri rezidențiale, unde oamenii se cunosc între ei, dar scorpionii au posibilitatea să își lărgească aria cunoștințelor și să fie mult mai deschiși în a comunica cu aceștia. Achiziția unor mijloace de transport de asemenea este extrem de benefică și inclusiv ideea de a învăța cu ușurință ceva care să le fie util în carieră sau pentru ei în dezvoltarea lor personală de asemenea este foarte benefică în această perioadă de timp. Ce nu le este benefică scorpionilor în perioada aceasta este comunicarea efectivă când trebuie să, cum să spun eu, să fie puși în fața unor situații care le cer obiectivitate, pentru că așa cum am spus, e bine să-și facă cunoscute sentimentele dacă vor să le transmită celor dragi, pentru că vor avea niște rezultate extraordinar de pozitive din partea acestora, dar pentru subiectivism nu este neapărat, pentru situații care cer obiectivitate nu este neapărat o perioadă foarte bună, pentru că scorpionii toată această săptămână analizată sunt destul de copleșiți de emoții și atunci nu se fac neapărat înțeleși în aceste situații care cer detașare. Sfârșitul de săptămână îi poate găsi cumva angajați în tot felul de dispute cu partenerul, partenera de viață pe diverse activități domestice și e bine să țineți cont să nu le escaladați, mai ales cei a căror dată de naștere este fie 27, fie 28 octombrie. Și ajungem la ultimii, dar nu la cei din urmă, la săgetători. Săgetătorii au o lună nouă în casa a doua. Deci pentru ei este un lucru foarte bun să-și regândească tot ce înseamnă zona aceasta de plan financiar. Pentru că vor avea o posibilitate să câștige suplimentar atâta timp cât au o anumită abilitate pe care până acum poate n-au dezvoltat-o, poate nu au pus-o la treabă, să producă zona aceasta materială, zona aceasta financiară nouă. E bine să țină cont de faptul că această lună nouă în casa a doua le testează cumva și nivelul de echilibru interior, cât de valoroși se simt ei prin ceea ce fac. Și atunci e bine să țină cont de faptul că pot fi predispuși la destul de multe cheltuieli impulsive pentru săgetătorii care poate nu sunt într-un echilibru emoțional foarte bun la momentul de timp de care noi vorbim și vin cu un echilibru emoțional fragil de ceva luni de zile. Și acest lucru îi pot face să aibă cheltuieli impulsive care să le destabilizeze serios partea aceasta de buget personal.
Dacă au neapărat de făcut o achiziție importantă, e bine să o facă, pentru că vor face niște condiții extraordinar de bune pe parcursul acestei săptămâni, numai, nu în ziua de 13, în oricare zi, mai puțin în ziua de 13 ianuarie. Și mai mult decât atât, ei fiind foarte dornici de muncă, pot avea șansa și oportunitatea de a-și contura în săptămâna aceasta și în săptămânile următoare un al doilea job, un job suplimentar, un job care să le aducă, așa cum am zis, un talent care pus la treabă le va aduce niște venituri suplimentare deloc neglijabile și pe o perioadă foarte lungă de timp de acum înainte. Ei pot învăța pe parcursul acestei săptămâni destul de multe despre cum să-și gestioneze corect banii și dacă își alocă timp suficient de a învăța cum să-și construiască, spre exemplu, un buget de venituri și cheltuieli pe o perioadă mică, poate chiar medie, sau pe întregul an 2021, le va fi extrem de benefic pentru că se pot ancora cu destul de multă seriozitate în acesta și pot rămâne și acest lucru le poate crea ceea ce se cheamă un sentiment foarte mare de valoare. Pe de altă parte, ei pot înțelege cu această lună nouă în casa a doua să elimine din viața lor acele obiceiuri toxice de a cheltui, eu știu, la anumite impulsuri. Le pot identifica cu destul de multă ușurință și pot renunța cu destul de multă ușurință la ele. Pentru că le conștientizează în primul rând. Deci săgetătorii e bine să țină cont de faptul că învață foarte ușor, comunică foarte ușor, interacționează foarte ușor cu oameni din anturajul și cumva inclusiv din online și atunci e bine să țină cont că anumite lucruri pe care vor să și le, cum să spun eu, îmbunătățească pe această enumerare de valori personale care îi caracterizează pe ei ca oameni, pot cere ajutorul și pot învăța cu foarte multă ușurință de așa manieră încât lucrurile să fie îmbunătățite și benefice pentru ei, mult mai benefice decât au fost până acum în viețile lor. Altfel, așa cum am zis, au idei, se exprimă cu ușurință și mai ales în zona aceasta de job pot intra cu destul de multă ușurință în conflicte, unde și așa deja acolo există o atmosferă destul de tensionată și e bine să țină cont de sfârșitul de săptămână și începutul săptămânii viitoare, cei a căror dată de naștere este 10-11 decembrie, să stea departe de conflicte, pentru că acest lucru cu siguranță nu le vor face bine, mai ales în tot ceea ce înseamnă partea de stomac și de digestie. Acestea au fost toate analizele pe care vi le-am pus la dispoziție în cursul acestei seri pentru toată săptămâna pe care am început-o astăzi și o vom termina pe 18 ianuarie la ora 8 când ne vom revedea. Vă mulțumesc încă o dată pentru toată atenția dumneavoastră. Vă urez să trăiți frumos și înțelept toate aceste zile și să fiți curajoși să primiți și să recepționați toate aceste idei minunate care ne stau la dispoziție, pentru că doar așa vom reuși să ne reclădim o nouă direcție, o nouă viață fiecare dintre noi, așa cum până la urmă ne este predestinat și am ales ca suflet să parcurgem o nouă etapă în viața noastră. Toate bune și să ne revedem cu bine tuturor!